Bună dimineața, bine v-am găsit, oameni buni, sunteți la Casa Poporului, e luni, e prima zi a săptămânii, încercăm să vă trezim, să, dacă sunteți în fața micului ecran, să vă beți cafeaua și să ascultați poveștile noastre legate, evident, de subiecte care sper eu să vă intereseze. Adică n-au cum să nu vă intereseze, pentru că politica, administrația țin de interesul și de viața fiecăruia. Invitatul acestei prime părți este domnul Valentin Lungu, copreședintele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Avem o perioadă foarte complicată care se numește anul electoral 2016 cu două tururi de scrutin, ANRM-ul și, în general, hai să-i spunem, componenta asta monarhistă a României prinde un contur tot mai mare. Dacă la începutul anilor 90, undeva 90-92, se vorbea de, nu știu, 2-3-4% între românii care susțineau ideea regalității, astăzi vorbim, cel puțin asta arată sondajele unor institute de sondare, că se află undeva la 30%, poate chiar mai sus, ceea ce, iată, înseamnă o dinamică și o evoluție incredibilă a românilor în 26 de ani. Sau poate, cine știe, istoria e ciclică și revine la repere. Domnule Lungu, în momentul de față, pentru că avem alegeri locale și în perspectivă și generale, ANRM ce face? Se poziționează în vreun fel? Intrați, ca să spun așa, măcar ca mesaj de susținere pentru unul, doi candidați sau pentru un partid? Da, dacă revin cu introducerea cu sondajele, lumea spunea într-adevăr că poate erau 5% monarhiști în 90, dar în același timp vedem acum mai nou pe toate televiziunile că a fost 1 milion de oameni care a fost la București cu regele Mihai atunci. Dacă ne gândim la milionul ăla, oare cât la sută reprezintă din București sau din împrejurim și oare ce mai și în restul țării, sunt convins că era mai mult. S-a încercat foarte mult îngroparea acestei idei. În ultima vreme ea a renăscut, pentru că este o anumită tensiune în societate. Lumea să nu-și închipuie că acei oameni care, nu știu, când a fost din păcate tragedia de la Colectiv sau vor mai fi și alte situații, să sperăm că nu situații tragice, lumea încă este nemulțumită, România este nemulțumită de sistem, este nemulțumită de anumiți oameni politici care nu fac cinste partidelor din care fac parte, și asta s-a dovedit prin acțiunile în justiție și așa mai departe, prin anumite afaceri de renume din ultimii 25 ani. Deja, cum să vă spunem, și obișnuit, pentru că sunt aceia și de obicei oferta politică a rămas destul de restrânsă. A rămas și cu toate acestea am impresia că unii lideri politici nici astăzi, să zicem așa, în al 12-lea ceas, nu-și dau seama că stau pe un butoi de pulbere. Noi suntem, ca principiu, cei care sunt monarhii și sunt în organizații, sunt militanți, sunt obișnuiți cu viața de partid, sunt obișnuiți cu viața dintr-un ONG, cu tot ce înseamnă asta, cu lupte interne, cu... Deși nu este o miză, să spunem, nimeni nu candidează să fie primar sau să fie ce știu eu ce interese bănești, e normal să fie o competiție, pentru că competiția teoretic te ajută să te îmbunătățești. Păi, competiția duce la progres, se spune. Așa se spune și să sperăm că așa și rămâne. Dar nu știu, v-ați gândit vreodată, mai cu seamă că există elanul ăsta popular, electoral, tot mai mulți, și într-adevăr, la vremea respectivă, acel film al lui Sorin Ilieșiu, dacă nu mă înșel,
nu a fost foarte promovat. Societatea românească din afara Bucureștiului, de pildă, nu putea să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care regele a fost prezent în capitală și, nu știu, mulțimea aia incredibilă, 1 milion de oameni care s-au strâns, probabil numai când a mai venit Papa 99 la București, a mai fost aceeași emulație și efervescență de oameni și de emoție, efectiv. Nu v-ați gândit că ați avea un teren, o nișă extraordinară, să apară un partid care să reprezinte, să spună, monarhia? În momentul actual, partid care în statutul său spune că este un partid, să spune, monarhist, e PNCCD-ul, s-a reclamat. PNCCD-ul Aripa Pavelescu, să spun. Cu toate acestea, noi nu-l putem considera așa, pentru că când tu mergi alături de președintele Traian Băsescu de mână și la alegeri și președintele Traian Băsescu este nașul lui domnul Paul Ambrino, care, atenție, nu este a României, cum mai spun anumite posturi de televiziune. Nu știu, așa am înțeles că e trecut în pașaport. Așa o fi trecut în pașaport, tocmai pentru că a crea o confuzie. Acest personaj a fost creat, a fost adus în România pentru a se da aceste tunuri foarte grele, care acum se dovedește că au legătură și cu, ce știu eu, miliardari de prin alte țări. Era clar că Traian Băsescu trebuia să legitimeze pe acest personaj pentru a se face acest business cu retrocedările din Buftea și sau din Băneasa și nu numai. Și atunci trebuia să spună de rege la televizor că este un trădător, este o slugă a rușilor și uite că regele nu i-a răspuns, a rămas demn și Băsescu a ajuns într-o decădere, părerea mea. Domnule Lungu, nu credeți în onestitatea lui Aurelian Pavelescu, președintele PNCCD, singurul partid autoproclamat monarhist, în momentul în care, ziceți, se ținea de mână în alegeri cu Traian Băsescu, care... Nu l-am văzut să facă nimic pentru monarhie. Dacă tu susții un om... Păi cred că a mai participat la ceremonii. Nu cred că a mai participat niciunde. Nu cred că este o persoană foarte agreată și invitată de Casa Regală. Regele Mihai spunea ceva, este foarte bine să iertăm, dar să nu uităm. Cred că aceste lucruri se întâmplă și cu aceste personaje sau cu domnul Ion Iliescu, care era mai important să se mențină zvonul cu vagoanele de aur decât că, uite, la București 1 milion de oameni este în stradă. Deci 1 milion de oameni în stradă, s-au schimbat guverne cu zeci de mii de oameni, era cu milioane. Teama unei întregi clase politice atunci, la începutul anilor 90. Era teama pierderii controlului. Bineînțeles că cu timpul s-au mai făcut schimbări, s-au mai făcut modificări, lumea a mai evoluat și din punct de vedere politic s-a mai maturizat și unele personaje din 90 astăzi par mult mai decente, dar vă spun, e bine să le iertăm, dar să nu le uităm. Domnule Lungu, dar tocmai pentru că l-ați adus în discuție, că el a rămas așa, în cutuma asta de exprimare publică, prinț Paul și soțul lui prințes Lia, având în vedere greutatea lui de a se exprima în limba română. Cum l-a privit, biata, alianța pe care o conduceți de-a lungul timpului pe acest prinț Paulică Lambrino, care a apărut tamnesam în regimul Iliescu, pe urmă, sigur, susținut de regimul Băsescu? Am fost foarte mâhnit, să spunem, de niște oameni care, genetic, există o legătură de sânge cu membrii ai casei regale, dar singurul lor scop a fost de recuperare sau de primire a unor proprietăți pe care, din câte am înțeles, chiar regele a transmis atunci un mesaj guvernului României sau autorităților, cum că acele proprietăți nu sunt ale case regale, deci nu avem de ce să le retrocedăm. Gândiți-vă că aceste proprietăți, care să le numim domeniile coroanei, nu sunt neapărat a unui rege care să le poată lăsa moștenire. Nu va lăsa niciun președinte moștenire cu Cotroceniu sau niciun prefect, fiul său, nu?
dacă a trecut pe acolo, la fel este și acest caz. Ei, se mai întâmplă, am văzut prefecți cu fii deputați sau președinți am de înțeles, dar nu moștenesc clădiri și nu moștenesc clădiri sau avem, să știți, Hotelul și Victoria sau ce știu mai ce. Uite, uite că aici s-au dat înapoi. Da, dar aici oamenii dinastia au primit, sa, ca să zic așa, au primit niște lucruri care erau, să zicem, ale statului român, ale poporului român și nu erau cum este Peleșul, un monument istoric care s-a construit pe banii familiei regale și nu a fost al statului, cum sunt multe alte domenii. Da, bun, că revin la tema așa, alegerilor. V-ați gândit vreodată să vă nișați, să fiți cât se poate de, nu știu, prezenți în bătălia asta electorală sau să deveniți? De-a lungul timpului, în istorie erau celebrele partide, erau, mai cu seamă dacă mergem la Franța lui Napoleon, erau regaliștii și erau, sigur, republicanii. La fel și astăzi, nu știu, v-ați gândit să speculați electoral, politic, acest lucru sau încercați, nu știu, să aduceți în alianță din... Încercăm să învățăm ce s-a întâmplat în Franța, unde monarhia putea să revină, dar s-au certat între ei monarhiștii care e casă să fie care să vină la putere și atunci s-a terminat prin, până la urmă, nicio casă n-a mai venit la putere. Noi ne-am... vom deschide anumite, să spunem, întâlniri cu anumite partide politice. În principal, nu vă ascund că probabil vom discuta cu toți. Pe noi ne interesează un singur lucru. Candidații sau unii candidați care își vor asuma, să spunem, public sau vor semna un acord de bune practici cu noi, în care noi vom stabili niște teme, niște principii normale, spunem noi, care au recunoscut tot timpul, de-a lungul carierei lor, valorile casei regale a României și nu au atacat-o, au șansa să fie pe o listă, să spunem așa, de agreați. Pe acest principiu, noi suntem... Și cine sunt partidele astea? Adică, nu știu, ar putea să fie toate, dacă vă înțelegeți cu... Adică da, semnează toate această... Putem să avem, să spunem, din toate partidele, dacă nu au anumite comportamente extremiste sau deviante, nu ne deranjează dacă un primar dintr-o anumită localitate spune că este monarhist și susține această cauză. Noi, la rândul nostru, vom spune că îl susținem pe el. La noi, în organizație, este permis să fii membru unui partid politic. În majoritate, multe filiale s-au creat pe structuri, PNL, ALDE mai nou, PNCCD, dar avem și, de exemplu, un caz la Sălaj, unde domnul de acolo este neamț și este membru PSD. Și a creat pe, nu știu, pe structura partidului de acolo? Nu știu dacă neapărat pe structura partidului, dar ce vreau să spun că noi ne dăm seama că numai printr-un vot democratic în Parlament putem aduce monarhia și nu avem cum să ne limităm doar asupra dreptei sau stângii politice. Noi avem un acord de colaborare și cu Acțiunea 2012. Deci noi susținem cu tărie și unirea cu Republica Moldova. Credem că regele este a tuturor. Încercăm să fim buni, să nu uităm și de românii de acolo, care bieții, fără vina lor, nu mai sunt astăzi în România. Nu uităm și la colegii de acolo. Au reușit să pună... Aveți filială în Republica Moldova? Chiar în 18 aprilie vom merge în Republica Moldova. Ne vom suprapune și pe o vizită a Alteței Sale Principe Radu a României cu un grup de oameni de afaceri din Cluj, unde se va merge la Chișinău. Da, domnule Lungu, tocmai în ideea asta, deci o să fie acordul semnat înainte de locale sau înainte de generale, adică veți avea, nu știu, niște candidați care, indiferent de partid, își vor asuma mesajul ANRM
și în condițiile date, practic public veți spune, domnule, îl susținem pe candidatul Xulescu din Bârlad, pe Y din Mureș sau pe, nu știu, candidatul N din Cluj-Napoca. Da, așa va fi și vom, vom sugera membrilor noștri să, să ajute acești candidați, după care, bineînțeles, îi vom evalua, evaluăm și vedem dacă este așa sau nu este așa, da, ce au spus. Ați vorbit, iată, de vot democratic în Parlament pentru revenirea la monarhie. Așa. Credeți sau mai credeți în acest deziderat? Vedeți că e foarte complicat și până să se ajungă la o astfel de dezbatere reală, nu știu, trece foarte mult timp. Sau probabil că unii nu mai au răbdare, alții încă mai au speranță. V-am spus, sigur, există un elan monarhist în ultima perioadă destul de ridicat. Dar până să ajungi să discuți despre astfel de chestiune, nu știu, trebuie revizuită Constituția, trebuie Parlamentul să devină adunare constituantă, e mai complicat. Dacă ar fi să dați un orizont de timp, care ar fi? Aș începe totuși de la soluțiile pe care le-ați pomenit. Da, singura soluție este o adunare constituantă. Nu vrem să intrăm în acel clinș de a organiza un referendum. Am mai făcut Băsescu cu număr de parlamentari și mai nu știu ce. O să ne trezim că faci un referendum și întreb oamenii, nu știu, vreți să reveni la monarhie? Ei vor spune da, după aceea va trebui să merge iară cu alt referendum la oameni. Uite, așa vedem noi monarhia, adică așa o să fie noua Constituție. Referendum e consultativ, de altfel. Da, bun, și atunci va trebui cumva clasa politică, care poate acum ignoră un pic aceste date, să-și dea seama că la o anumită prezență de vot aceste procente vor conta, nu? Dacă monarhiștii se vor mobiliza mai bine, să spunem, ca republicanii, deși noi nu avem o tradiție republicană, eminamente România, nu avem, nu știu ce, partide astăzi republicane. Sunt monarhiști din toate partidele acum. Păi, nu știu câți republicani se scoală dimineața și spun iubesc Republica. Vă garantez că sunt mii și mii și zeci de mii de oameni care spun iubesc pe regele Mihai și monarhia. Și așa mai departe. Deci chiar în asta vedem. Sperăm ca partidele politice să dea șansa poporului care până acum n-a mai fost consultat. Acum, sigur, dacă merge pe o chestiune absolut firească, istorică și de legitimare, să spun, a unei situații date, nici n-ar mai trebui să existe, iată, nu știu, un vot democratic în adunarea constituantă, ci pur și simplu recunoașterea unei situații care ar fi trebuit să se întâmple la momentul decembrie 89, pentru că știm foarte bine cum s-a impus Republica în România. Tancurile sovietice. Exact, exact, și cu pistolul la brâu. Da, tocmai în ideea asta, sunt câteva, să spun, redute câștigate de monarhie în ultima perioadă. Chiar dumneavoastră spuneați înainte de emisiune, 10 mai a ajuns sărbătoare. Da, 10 mai a ajuns sărbătoare, deși mulți erau foarte încrâncenați că 9 mai a fost. Da, 9 mai a votat Parlamentul, 10 mai a semnat rege. Nu? Până la urmă, când intră o lege în vigoare, când o votează Parlamentul sau când apare, nu știu, monitor oficial sau așa mai departe. Bun, aici sunt chestiuni juridice. Lumea a încercat să nu lege de ziua de 10 mai. Bineînțeles că și pe acea vreme ziua de 10 mai a avut mai multe semnificații. Probabil s-a avut grijă ca să fie în aceeași dată, în aceeași perioadă și independența. Mai este un proiect. Se încearcă revenirea la stema istorică a României, la stema încoronată. Practic, pe acest proiect de lege care a fost, are mai mulți inițiatori și din PNL și din PSD. La stemă pe drapel? Da. Se dorește adăugarea coroanei. Suntem printre puținele țări care nu am revenit. Avem țări ca Bulgaria, Ungaria, Rusia, nu știu, Muntenegru, chiar și Serbia, care deja au revenit la stemele lor istorice, care spun ceva.
spune ceva Imperiul Rus, spune ceva... Deci este altceva. Și până la urmă și republicanii trebuie să înțeleagă că coroana nu înseamnă monarhie. Înseamnă suveranitate. Suveranitate. Bun, deci practic dumneavoastră ați depus acum un proiect de lege prin care steagul național, drapelul României, să poarte stema coroanei regale. Și nu știu în ce fază e. L-ați inițiat? L-ați dat unor parlamentari care au depus proiectul? S-a inițiat și s-au făcut niște amendamente. Noi am reușit să ne dăm seama de niște greșeli din punct de vedere heraldic. Nu m-am ocupat personal de problemă, vă pot spune în linii mari ce am înțeles. Există, inclusiv pe anexa de la proiectul inițial, nu se respectă desenul. În plus de asta, din punct de vedere heraldic, scutul pe care este Agvila, care este pe stema României, este obligatoriu să toate scuturile să aibă o podoabă. Eronat s-a pus coroana de oțel, s-a pus pe capul Agvilei, trebuia să fie o coroană de aur, iar coroana de oțel să fie peste scut. Și practic acum se revine, adică... În același timp mai este altă problemă, se spune să aibă o cruce ortodoxă, cred că cruce este cruce, indiferent de ce... Mai cu seamă că acum e o dispută foarte aprinsă legată de... de anumite simboluri pe care ar urma să le construiască biserica majoritară, dar poate într-o altă emisiune discutăm și subiectul respectiv, pentru că vedem că incită. Și în condițiile date, deci ați adus niște amendamente, practic, nu știu când ar urma să fie votat un astfel de... Sunt în Comisia de Cultură și în Comisia Juridică. Nu au de ce să nu fie avizate, pentru că noi am folosit și recomandările, am primit recomandări de la Academia Română, deci nu am învățat noi pe loc, să spunem așa. Domnule Lungu, mai avem câteva minute. Mai știți ceva despre starea de sănătate a regelui Mihai? Probabil că ați mai primit informații de la Casa Regală. Anul ăsta e un an important pentru monarhie, vorbim de 160 de ani. 150. Poftiți? 150. 150 de ani. Adică e un moment destul de important. Cum sau în ce stare se află astăzi regele? Noi am înțeles că este mai bine. Că este mai bine, că vorbește, că comunică și așa mai departe. Dar... Repetăm, la această vârstă se poate întâmpla orice, oricând. Noi am înțeles cel puțin că starea s-a stabilizat, este un pic îmbunătățită, deci sunt convins că va fi alături de noi de 10 mai. Păi ar fi foarte bine, ar fi dureros ca un astfel de eveniment să fie umbrit de o știre neplăcută. În momentul de față, s-a discutat foarte mult despre taberele în sânul monarhiștilor, pentru că ați vorbit, iată, de Franța, că acolo n-au știut să-și pună ei să se impună, pentru că s-au bătut pe care casă să revină la putere în Franța. În momentul de față, și monarhiștii în România sunt destul de împărțiți, chiar în alianța pe care o conduce, s-au fost o țoiu de tensiuni, au apărut de-a lungul timpului și alte cluburi ale monarhiștilor. Nu știu, cum vă regrupați sau care e starea de fapt astăzi în rândul celor care, hai să spunem, concentrează măcar formal ideea de monarhie? Bineînțeles, și noi considerăm că nu ne-a dat nimeni dreptul să reprezentăm monarhia, doar încercăm să-i apărăm valorile. Ca să tranșez din start, Casa Regală nu va spune niciodată de niciun partid că este al Casei Regale, indiferent că se declarează un monarhist, la fel niciun ONG, organizație nu va avea, să spunem, pecetea Casei Regale și o scuză pentru tot ce face că este a Casei Regale. Noi am avut la Sinaia de ziua Alteția Regală, Principesa Margareta la Peleș o întâlnire, au fost prezenți și reprezentanța cluburilor monarhiste clujene și maramureșene, și bistrițene.
Sunt două cluburi active cu care noi am mai lucrat împreună și care doresc să se apropie de noi. O să avem un congres de 10 mai, tot la Sinaia, când vor fi și festivitățile celor 105 de ani de Regalitate în România, unde vom semna protocoale și vom arăta că strângem rândurile. Ar protocoale cu cine? Cu alte cluburi? Cu cluburile, da. Cu Clubul Monahiștilor Clujeni și Clubul Monahiștilor Bistrițeni. Ei sunt dispuși să fie alături de noi. Noi le vom oferi și funcții în Forul Suprem Decizional, în Consiliul Director. Vor avea aceleași drepturi ca și... Da, a fost, să spun, disputa cu doamna Marilena Rotaru, cel mai, hai să spunem, cunoscut pentru opinia publică din România, conflict, dacă îi putem spune. Adică, da, dânsa e o personalitate, fără doar și poate, care vine din spațiu audiovizual, a condus Alianța, astăzi se află, nu știu, pe... Este, în altă baricadă. Este o doamnă deosebită, care a muncit mult mai mult ca și noi, noi suntem mai tineri, nu putem să nu îi respectăm, sau ajuns în anumite momente, la anumite neconcordanțe de viziune, eu spun că, de fapt, ne gândim la același lucru. Avantajul nostru față de cei din Franța de mai demult ar fi că noi totul susținem cu toții aceeași casă regală. Casă regală. Domnule Lungu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Aștept să vedem ce se va întâmpla pe parcurs cu ceea ce înseamnă ideea de monarhie în România și cum se va pune ea în practică. Sper ca românii să aibă așa un soi de trezire, chiar și după 26 de ani, de la momentul decembrie 89. Mulțumesc tare mult! Facem o foarte scurtă pauză și revenim aici cu discuții la Casa Poporului.